S-a aprins beculețul roșu? E un beculeț roșu aprins? Da. Aia. Salutare tuturor! Dacă vi se pare cunoscut punctul ăsta de plecare, că am filmat acum Megane 4 GT Line-ul și am adus și acest Polo GT. Mașină foarte frumoasă. Altă mașină destul de rară pe drumurile noastre. GT-ul nu prea găsești. Găsești Polo normal, mai găsești Polo GTI și ăla e extrem de rar. Dar între, varianta între, varianta GT, nu prea o găsești pe la noi, să știi. Și e mașina lui Cezar. Este Cezar. Are 19 ani. Cât ai? 19 ani? Perfect. Deci este o mașină perfectă pentru un tânăr care are permis de un an de zile, nu? Așa. Câți căluți avem pe mașină? 140. 140. Ce motor avem? 1.4 TSI CPTA. Cu sistem de dezactivare a cilindrilor, toate prostiile de economie. Ok, ce an este mașina? 2013. 2013. Bun. Este o mașină, așa cum am spus și mai devreme, în care te poți încadra ca și buget dacă ești un tânăr. Dacă, mă scuzați, nu mă călcați, please. Dacă ești un tânăr, ești la început de drum, vei să înveți să conduci. Dimensiunile sunt potrivite pentru mediul ăsta urban, pentru că suntem în București, traficul e congestionat și dimensiunile te ajută oarecum să și înveți să conduci. Și puterea este, e o putere foarte decentă, 140 de cai. Ce greutate are? 1200 kg, 140 de cai. Băi, s-ar putea să fie mai forță decât ata. 1300. 1360, sunteți pe acolo. Sunteți pe acolo. Azi e ziua GT-uri. Da, e chiar GT cu GT. Azi am filmat două GT-uri. Doar că sunt clipuri diferite, nu? Hai să ridicăm capota. Să filmăm praful, da. Hai să vedem cum se ridică la asta aici. Așa, deci ăsta este 1.4. Nu, e pe curea. E pe curea. Da, uite, are capac de plastic, adică e pe curea. Un motor cinstit, pe care vagul are pe foarte multe mașini și e varianta revizuită, nu? Aia fără probleme. E prima variantă. E prima variantă după aia cu probleme. Adică de când au renunțat la lanț. Dar da, practic cred că motorul e același, asta nu? E 211. Da. La lanț e ca e generație mai veche. Am înțeles, dar cred că blocul motor s-ar putea să fie la fel. Cel mai probabil. Da. Dar e varianta revizuită, e varianta fără probleme. Deci dacă ești un tânăr în căutare de o mașinuță distractivă, asta mi se pare perfectă. Plafon panoramic. Hai, mergem la o plimbare? Hai, toată lumea. Și uite, asta înseamnă, vezi, dacă ești un milenial, dacă ești un milenial, uite așa ți-ai prietenii cu tine, ia. Da, vezi că lucrul spate canescă. Ia să vedem. Hai că ține ușa, bine, să nu fie nesimțit. Bine, asta a mâncat și mai puțin la viața lui. Ia. Așa a strâns bani de GT Line. Ha, gata, și l-ai luat. L-ai luat cu tine, îți ții și prietena, îți ții și... O ieși pe maică ta la plimbare. Așa, hai să intrăm. E perfect. Asta e un loc oarecum familiar, că e aceeași platformă cum e Cupra mea. Hai să ne exagerăm. E aceeași platformă? Este. Bine. Da. Nu, e altă calitate. Nu, e altceva. A mea e o plasticăra aia obosită, efectiv trecută prin viață. Da, uite, și tu ai plastic aici, da. Aici e soft. Aici e soft. Așa, stai să punem un pic și... E aerul de afară, nu? Da. Așa. Altceva, poate. Stai că nu m-am prins acum de ceva. E fix aerul de afară. Un buton de AC nu avem? Nu. Încă nu. Încă un motiv, încă un motiv, știi? Să vezi că e o mașină perfectă pentru tânăr. N-ai nevoie de confortul de genul când ești tânăr. Da, tânăr, n-ai nevoie, pe dracu. Dar abia aștept să pun climatronic. Da. Dacă vrei, faci așa. Da, deschidem exteriorul. Da, bun, avem panoramic de ăsta mișto. Așa, îl închid.
că o să audă gălăgie. Hai să mergem să ne plimbăm. Oil temperature, 67 de grade. E, ai senzor. Frumos așa. Ce, tu nu ai senzor? Nu. Nu mi-arată temperatura uleiului. A, și asta, se face. Și asta se face. Mă scoate din sărite. Se face? Poți să faci chestia asta? Da. Aha. 100%. Adică 98% astea. Am înțeles. Unde? La tatăl tău? Da. Că tatăl tău are un garaj, nu? Da. Cum se cheamă? Speedo Garage. Așa, facem reclamă aici pe YouTube. Așa, deci poate să-mi facă chestia asta. Da. Bun, ține legătura după vlog. Așa. Direcția. Da. Încă? Nu mă gândesc. Să știi că direcția e un pic mai, e un pic mai tare ca a mea. Un pic mai tare ca a mea. Mă așteptam să fie fix la fel. E prima dată. Deci ăsta e un prim contact, prim contact. Mașina asta nu m-am urcat în ea până în momentul ăsta. Deci ăsta e, ăsta e adevărat prim contact. Și, și Honda lui Bogdan, că și la aia am dat drumul la cameră, m-am urcat în ea și am plecat. Nu știam nimic, așa era CVT, știi? Da, nu știam la ce să mă aștept, cum o să fie, dar era foarte mișto mașina, știi? Hai că ajungem iar, dar am ceva cu semaforul ăsta, nu știu ce am venit iar pe aici. Da, ce pot să spun inițial? Uite, vezi drumul ăla... Fusese un amortizor. Este foarte bine insonorizată. Pentru o mașină în bugetul ăsta, cât e una? Până în 7000, nu? Pe acolo. Trec și de 7000. Trec, am zis așa, plus minus, și depinde cât de obosite sau mai mult sau mai puțin obosite. Sau dacă au AC sau nu. Sau dacă au AC, da. Hai să ne băgăm așa, în spate la acest taxiu. Aici la Victoriei, unde vom sta 5 minute la un semafor să treacă 3 mașini, pentru că na, capitala. Uite ce frumos e negru ăsta, lucios. Așa vin de fabrică? Da. Ia uite ce frumos e. Ce clean e interiorul. Are start-stop, s-a oprit. Da. Unde, de unde se oprește start-stop? Aha, bun. A, scaune încălzite. Deci, scaune încălzite, deci dar fii atent. Ai scaune încălzite, ai start-stop, navigație. Ai navigație. Trapă. Volan și port. Cum pornim navigația? Se vadă ceva pe display. Nu, se vede care e hărțile de vest. Se dau muzica mai așa. Nu, în fine, avem un display color, dar nu avem AC. Da. Cine a configurat mașina? Bine de chilomată, senzor de ploaie. Și ce înseamnă asta? O fi fost ceva dintr-o țară de asta mai nordică și n-avea nevoie de... Era din Germania, probabil din nordul Germaniei. Dacă e din nordul Germaniei și avea maxim 30 de grade vara, nu cred că avea nevoie de AC. Da. Dacă n-ai AC, mașina e mai ușoară, mai puternică. Și ce vezi? Poți să-i pui compresor? Da. Poți să-i pui compresor? Nu, o să-i pun prima dronică. Opa, până mă obișnuiesc cu ambreiajul. Am condus numai automat azi. Era și poliția pe aici. Să zicem, ca și stabilitate, e ca orice mașină. Da, nu e nimic special pe partea asta, dar ce are Polo, am pus și ochelarii, stai să vedem așa prin camera. Ca și cum ți-ai pune tu ochelarii, știi? Bă, e distractivă mașina, nu mai, chiar e distractivă. Ne-am pus aici cu Tesla. Ce vrem, mă, noi suntem mileniali, trebuie să ascultăm, ce ascultă milenialii? Ce muzică ascultă? Ce ascultați? Travel Pest, e mai trap, de astea. Nu. Muzică. Vreau să a ceva. București. Opa, taxiu. Am magnet la taxiu. Da, tu ai magnet la taxiu. Ți-a dat, el a avut încă un Polo înainte. Unul, ce era ăla? 1-2? Tot 1-4 era. Tot 1-4, dar mai leșinea. Mai leșinea, da. Și a dat un taxiu la rupt în 16. E cam aceeași fază, dai un taxi ieșind din lateral. Da. Suntem iar pe calea Victoriei. Alt lucru specific milenialilor. Să vii să mănânci o înghețată pe calea Victoriei. Mai stați și la cafele voi? Generația voastră, eu sunt mai bătrân. Se stă, normal. Se stă și la cafea, am înțeles. Și dacă vii cu mașina, unde o parchezi? Plătește aia 5 lei pe oră? Da. Da.
El. Tu îi plătești, da? Da. Tu nu îi plătești. Asta înseamnă, mă, să fii tânăr adevărat. Vezi? Asta înseamnă. Ce să dai 5 lei pe o parcare? Cauți, te învârți 2 ore printre blocuri, găsești un loc de parcat, dar rămâi cu 5 lei în buzunar. Și cu aia 5 lei... 5 lei faci mult. Faci mult. 5 lei azi, 5 lei mâine, până la facultate, până termin facultatea. Suspensie. Da. A, ții suspensie. Da. E bine. Volanul este foarte frumos. Zic, chiar îmi place volanul. Seamănă cu Scirocco, volanul de Scirocco. Păi, e același. E același volan de Scirocco? În serios? Da. Mamă. Nu e al ei original. Păi, bănesc și, că nu și zice lumea că nu fac car vloguri, că eu sunt cu travel-ul. Uite, ai văzut, mama, știu din start. Îmi place să conduc, de asta îmi plac mașina, îmi place în general să conduc. Nu sunt atât de informat, gen motorizări, chestii, câteodată nici nu știu cum se cheamă unele mașini. Gen, dacă văd un Ferrari, nu știu de care e. Uite, ăsta e A5, că scrie pe el. Uite, scrie acolo, A5. Știi? Dar ce știu eu, știu să conduc. Uite, vezi, milenial, sunt de-ai tăi, ei aveau 18 ani, 19 ani. Cu, sigur au o mașină în două uși, mică, no. Pregătită de strecurat prin trafic. Nu. No. Nu. No. No. Așa. Seria 3. Cât consumă mașina asta? Zicem că asta probabil interesează părinții care cumpără mașinile tinerilor. Mă, deci dacă mergi liniștit pe cruise control la drum lung, să zic, 6 trepte. A, ai și cruz, da, uite aici ai pilot. Lumini nu sunt automate. Nu sunt auto, a venit doar pe cross polo lumini auto. Dacă mergi pe cruz constant frumos pe autostradă, poți să scoți 4, 6, 5, fiindcă mergem de cilindri. Ah. Aia e șmecherie. Are dezactivare de cilindri, ai zis la început, dar mai repetăm încă o dată că are dezactivare de cilindri. Na, așa, dar tot nu are AC. Așa. Continuă lista deci, și... de, e pretoasă la consum. E, foarte. Și ce să mai? Oricum, față de deci pentru un tânăr e mașină perfectă. Nu? Pentru un tânăr la început de drum. E, sincer, da. Ca ai consum, ca ai consum. E, și ca ai și consum, mi se pare. Și cam asta ar fi ideea, știi? Gen să dacă tot filmezi o mașină, să găsesc și demografia mașinii respective, știi? A, pentru cine s-ar adresa mașina asta, știi? Da, eu mașina asta o văd, mi-ar fi plăcut să am mașina asta ca și prima mea mașină, recunosc. Eu ca și prima mea mașină și ce am avut? Dacia. No. Oricum, pe calea asta video o să-i mulțumesc și lui maică mea, că ea mi-a luat mașina. Mi-a luat o Ford Fiesta 2004, roșie, în două uși. Cheală. Avea casetofon mașina. Da, păi stai mai, deci tu ți-a dat nu, avea. Recent permisul, recent. De recent? După anii 2000, deci. După anii 2000, da. Cât de bătrân sunt și eu. Sunt bătrân, dar bătrânel așa, știi? La început de bătrânețe, știi? Da, și mie mi-a dat maica mea 1.3, 70 de cai, cred că avea. Nu, abia urca idealul, știi? Dar faza e că aveam casetofon și găsisem pe vremea aia la obor. Băgai, era o casetă, nu știu, era magie ceva, știi? Băgai caseta și avea un fir care avea un jack care îl băgai în telefon. Da. Și avea și auxiliar. Muzica nu era ca acum cu aplicații, cu chestii și nici nu aveai bani de așa ceva. MP3. Da, spuneai MP3 pe telefon, știi? Îți downloadai de acasă, de pe Filelist, frumos, îți spuneai MP3-uri, știi? Ca la carte. Da, ca la carte și dai play. Cum transmitea din telefon prin firul ăla în caseta aia? Explică-mi mie. Da, zim, asta e o întrebare bună, sincer. Băi, cum făcea chestia asta? Și era, nu știu, am dat, nu știu, 15 lei de chestia aia atunci, știi? Nu știu, chiar n-am idee. Deci era super ieftină, era o chestie chinezărie, știi? Scria tot în China, pe cutie, știi? Mm. Deci cum funcționa. Trebuie să aibă explicație. Da. Și aia a fost prima mea mașină. Îți dai seama, ieftină, ce a putut și... Ce a putut și femeia să-mi dea și mie. Și în funcție de posibilități, știi? Și uitându-mă acum, să fi avut mașina asta la 18 ani, era ceva, știi?
Așa că să le mulțumești părinților că, că ai avut posibilitatea să ții mașina asta. Și domnul este... cu taxiul că a avut asigurare la Țiriac, să dea Dumnezeu sănătate. Singurul taxi din sectorul 2 cu asigurare la Țiriac. Da, da, puteai să ai Euroins. Și acum... Belita. Da. Dacă aveai Euroins, la revedere, cum să te ai 2 ani până primeai de la FGA bani. Da, și cam asta e, că nu știu ce aș putea să mai zic, sens, totul este, na, fiind Volkswagen, totul e înșurubat corect. Ce părere ai de scaune? De scaune? Nu scale tale, dacă asta vrei să zici. Nu, a mie să știi că îmi plac foarte mult, au și piele și alcantara albastră pe ele. Bă, sincer, nici n-am observat chestia asta. Sunt foarte, dar sunt confortabile, nu mă așteptam să fie atât de confortabile. De obicei, scaunele Volkswagen sunt destul de dure. Bă, mașina asta este, bă, e fix juvenilă, știi? Este fix cum trebuie, trebuie să fie o mașină. Când îți iei prima dată mașină și ești tânăr și ești așa, știi? Trebuie să fie distractivă mașina, știi? Trebuie să... Nu trebuie să iei ceva extraordinar, știi? Prietenii noștri. Bă, să știi că merge mașina, știi? Să știi că merge ok. Mașina merge bine, motorul se aude bine, cutia schimbă bine, putere are suficientă. A fost destul de întreținută, sincer, din ce am văzut când dimineața asta... Nu e ronțăită. Asta a făcut, m-am uitat la ce s-a făcut la mașină. Facturi, chid de ambreiaj, cilindru de ambreiaj, uleiul schimbat în cutie, chestie pe care, da, cel puțin la noi, da, e foarte rar. Mega rar să vezi pe cineva să schimbe ulei în cutie. Ce? Eu schimb, nu se schimbă niciodată, așa scrie. Da, așa spun toți meșterii când te duci la ei. Dom'le, cum să schimb uleiul din cutie? Nu se schimbă niciodată. Da. Dacă n-am schimbat niciodată uleiul într-o cutie, vă spun eu că am schimbat la multe mașini uleiul din cutie, știi? Îl găsești cu pilitură de fiecare dată. Da, îl face șpan în 500 da. km. Da, face șpan și la un moment dat șpanul ăla poate să gripeze dinții de la pinioane. Și nu e doar din șpanul, cutie. Își pierde și proprietățile. Își pierde și proprietățile, da, da. Buscozitate. Și la tine, la cât se schimbă? La 100.000? Nu, parcă, la mine, la 60.000 de kilometri, trebuie schimbat, flășuit cutia. Păi și l-ai făcut? Da, acum mă duc, am săptămâna viitoare programare. Ce să zic că și nu, vreau să zic că și intră 3,5 litri. Și după, aici e procedura la cutie de la Getrag, nu au filtru asta mea cu 7 trepte, trebuie să mă duc după la Renault să-mi facă recalibrare la ambreiaje. Bă, merge. Merge. Știu că merge. Merge, merge, merge. Merge. Tu, Cezar vrea să-și ia, era între, vrea să-și ia un Scirocco. Da. Și de la Scirocco a ajuns la asta, sincer. Mult mai bună alegere, foarte înțeleaptă alegere. Mie îmi place foarte mult mașina asta. Deci chiar îmi place foarte mult. Uite, ajungem în stangul ăsta. Fuge, fuge, nu e ca a ta. Nu, nu e ca a ta. Fuge mai tare 1.33-ul tău. Dar fuge suficient, nu-ți trebuie mai mult. Chiar nu-ți trebuie mai mult. Ce-ți trebuie la mașina asta? Îți trebuie bani să bagi benzină, să te duci să-ți faci treaba. Și să ai grijă de ea. Și cam asta e. Depinde cine, despre cine e vorba. Da. Bun, și cam asta ar fi și cu vlogul cu Polo GT. Eu sunt Ion cu canalul Ion Vlogs. Dacă vreți să vedeți chestii mișto, e al doilea cel mai mare canal de YouTube de la mine de pe stradă. Că dacă mai face cineva YouTube la mine pe stradă, sigur e mai mare decât al meu. De-aia zic că e al doilea. Cât? Nu cred că fac chiar doi YouTube, știi, la, pe strada mea, că e mică strada, știi, așa, nu e decât un bloc și câteva case pe strada aia, știi, așa. Urmăriți băieții de la How to Car pentru cinematice superbe, filmate în România, nici nu zici că sunt din România. Ăsta este canalul Primul Contact, la care vă rog să vă abonați. Astăzi l-am avut pe Cezar lângă mine și pe Andrei de la vlogul cu Megane GT-ul. Așa, urmăriți și acel vlog. Și până data viitoare, nu știu, conduceți în siguranță și cumpărați-vă mașini ok. Polo GT. Da, nu știu, pe intro, outro, n-am nicio treabă. Salutare!